Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, vei simți o creștere a energiei și a determinării. Este momentul potrivit să te concentrezi asupra obiectivelor tale și să te angajezi în acțiuni care să te apropie de ele. Fii deschis la colaborare și vei obține sprijinul necesar. Taur, veți fi înclinat să petreceți timp în cercul vostru social. Poate apărea o oportunitate de a întâlni oameni noi sau de a dezvolta relațiile existente. Fii deschis la conversații și la schimbul de idei, astfel vei avea parte de conexiuni valoroase. Gemeni, puteți simți nevoia de a vă concentra pe carieră și pe obiective profesionale. Este momentul potrivit să te concentrezi asupra proiectelor tale și să fii dispus să depui eforturi suplimentare pentru a atinge succesul. Raci ar putea să-și dedice timpul și atenția familiei și caselor lor. Poate fi o zi bună pentru a face mici schimbări în locuință sau pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi. Lei vor străluci în ceea ce privește comunicarea și expresia personală. Este momentul potrivit să împărtășești ideile tale și să te exprimi creativ. Alții vor fi atrași de carisma ta. Fecioară, ai putea avea parte de o creștere a stimei de sine și a încrederii în propriile capacități. Folosește această energie pentru a te concentra asupra obiectivelor tale personale și pentru a-ți dezvolta abilitățile. Balanțele pot simți nevoia de a se concentra asupra finanțelor și a resurselor. Este momentul potrivit să faci planuri financiare și să analizezi modul în care poți gestiona mai eficient banii. Scorpion, simți nevoia de a te retrage și de a medita. Este important să-ți acorzi timp pentru reflexie și pentru a-ți conecta cu adevărat emoțiile și gândurile profunde. Săgetătorii vor străluci în domeniul social și al relațiilor. Este momentul potrivit să te conectezi cu oameni noi și să-ți extinzi rețeaua de contacte. Poate apărea o oportunitate de a-ți dezvolta cariera sau de a-ți atinge obiectivele personale. Capricornii ar putea simți nevoia de a se concentra asupra obiectivelor lor profesionale. Este momentul potrivit să te dedici muncii și să îți arăți abilitățile și dedicarea. Vărsător, veți simți o dorință puternică de aventură și de explorare. Este momentul potrivit să încerci lucruri noi și să-ți extinzi orizonturile. Călătoriile și învățarea continuă pot fi foarte benefice. Pești, simți o nevoie puternică de a te conecta emoțional cu cei din jurul tău. Este momentul potrivit să împărtășești sentimentele tale și să fii deschis la sprijinul prietenilor și al familiei. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată!